după 5 minute, dar venirea după 30. Un bărbat care trecea prin zonă a auzit țipetele disperate ale fiului victimei. S-a grăbit să-i salveze tatăl, însă nu a mai putut face nimic. Bărbatul era prins sub tractor, iar încercările lor de a-l scoate de sub utilajul greu de aproape o tonă au fost zadarnice. Bărbatul a rămas prins în fiare până la sosirea unui echipaj de la descarcerare. Vine un coace că se răsturnă ca tractorul pe tati, nu știu ce, nu știu cum. Și eu când l-am văzut imediat, am dat înapoi, îi urcai sus acia la el, având cric la mașină, băgai cricul sub un chituc, îl ridicai. Dacă mai aveam un cric, era cu totul altceva, da? Din nefericire am un singur cric la mașină. Era conștient? Era conștient, da. Conștient. Și se văita când ridicați, salvați-mă. L-am auzit vorbind, atâta tot. Cred că era conștient dacă vorbea. Un lucru extraordinar de greu, întrucât n-a fost alături de noi solo, poziția foarte grea din pădure și a fost o intervenție destul de dificilă. Am reușit să-l descarcerăm și a fost preluat de ambulanță și transportat la Spitalul Județean dintr-o Veta Turnul Severin. Medicii au făcut tot posibilul să-l salveze, însă n-au putut să-l scoată pe bărbat din ghearele morții. Omul a decedat în ambulanța care îl transporta la spital. Familia a rămas devastată de durere. Te duse pe tine, Dumnezeu, mă, omule, mamule, te duse, Un pacient de 40 de ani, aflat în stop cardiorespirator, fiind victima unui accident rutier. S-a resuscitat timp de 35 de minute, nu a răspuns la manevrele de resuscitare, fiind declarat decedat. Polițiștii cercetează și ei cauzele în care s-a produs accidentul. Lucrătorii postului de poliție Șovarna au fost sesizați prin 112 că la intrarea în satul Hoaba s-a răsturnat un tractor. La fața locului s-a deplasat echipa operativă, iar din primele verificări a rezultat că roata din fața tractorului s-a rupt fuzeta, iar în cauză continuă cercetările pentru stabilirea împrejurilor accidentului. Corpul fără suflare al bărbatului a fost transportat la Spitalul Județean din Drobeta Turnul Severin pentru autopsie. Victima a lăsat în urma sa o soție și doi copii care se pregătesc acum de înmormântare.